Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața! Sunt Mirela Retegan și sunteți la Europa FM. Schimbăm perspectiva și astăzi și probabil că va fi una dintre acele emisiuni în care o să mă auziți pe mine mai puțin și o să l ascultați pe invitatul meu, pentru că invitatul meu de astăzi Vine cu o poveste absolut fabuloasă și cu o perspectivă la care vă mărturisesc că eu până acum n-am apucat să mă gândesc. Eu fiind un om care a fost preocupată până la această vârstă să facă foarte multe lucruri, am avut foarte multe pauze în care stau să, mă, să stau să mă gândesc la cum pot să obțin mai mult, pentru că deja eu puteam să fac foarte multe lucruri. Dar, Costin, Dămășaru, invitatul meu de astăzi este aici, în platou, ca să ne ajute să înțelegem mai bine cum facem ca mintea, creierul să funcționeze în favoarea noastră și nu împotriva noastră. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc frumos pentru invitație! Eu îți mulțumesc foarte tare, o să le spun ascultătorilor noștri că am fost la tine în laborator și uh, m uh, impresionat foarte tare. Eu am un obicei, aduc aici în emisiune oameni cu care am interacționat uh, înainte ca să-mi dau seama uh, cum, cum rezonăm noi doi și cât de tare te cred eu pe tine ca să pot să uh, le... Facilitez și lor portița asta, și uh, m-ai emoționat foarte tare pentru că m-ai făcut să, să să trăiesc acolo, în spațiul pe care l-ați construit pentru copii, acea emoție pe care spui tu că noi o trăim în uterul mamei. Da, este o prima mea invenție care o să fie patentată la World Intellectual Property Organization, cu care o să cucerim lumea, basically. Ce am făcut? Um povestea mea e următoare. În 2014 am avut un tinnitus care m-a înnebunit, basically, adică nu mai înțelegeam de ce noapte, ce zi, am luat o rău de tot pe câmpii, rău de tot. Cum se manifestă? Un țiuit permanent în urei care nu trece. La mine a fost uh, destul de sever, foarte sever, adică pe tinnitus handicap inventory a fost 8,7. Toți care au peste 8,5 încearcă să părăsească lumea asta într-un mod atât de onorabil, ceea ce am încercat să fac și eu, dar am supraviețuit, aproape miraculos și atunci am zis, Bă, dacă tot sunt aici, hai să găsesc o soluție, să mă vindec. Mergeam pe tot și îmi spuneau, nu o să mor del, el, dar o să mor cu el. Și eu le spuneam, să mor tu, <gântu -i> nu este, nu, nu, se poate așa ceva, totuși, știința a evoluat, cum să-mi spui mie că trebuie să mă obișnesc cu tortura asta. Am fost la 65 de medici, terapeuți, vraci, șamani, am făcut cam tot ce se putea Câți aveai când... 33. 33 și ce făceai atunci? Care era viața ta? Pe păi asta era ideea, că plecasem eu tocmai în, deci în octombrie 2014 mi-a apărut Intus și în august îmi luasem doctoratul în management din București, de la SE, și uh, am plecat în Statele Unite să fiu licitator de artă pe vase de croazieră. Ideea e că n-am rezistat decât câteva zile. Am luat. Uh, a fost o chestie foarte interesantă. Eram în Miami, am luat. Uh, am ieșit pe locul 3 din vreo 50 de candidați internaționali și a se întâmplat la joi. Și luni trebuia să încep treaba, trebuia să ne trimită lume. Și m a trezit vineri că mi-era frică de nori, că nu mai știam, nu mai puteam să ies din cameră, o chestie foarte, foarte, foarte dubioasă. Întâmplarea face că am ajuns pe un vas de croazieră după câteva zile care a ajuns în România, în Constanța, locul unde m-am născut, și a zis, bă, să-i semn divin, trebuie să plec. Am plecat și am ajuns înapoi în orașul meu în natal, unde despre spusem oamenilor că o să plec în state, că o să fac chestii. În orașul și tău natal în fiind? -am Constanța. Și m-am întors cu coada între picioare, literalmente. Și atunci am simțit tot și rușine absolut dezarmantă, care s-a adăugat la rușinea și frica și toate traumele pe care le-am avut de-a lungul vieții. Și um, am fost la o petrecere, la o nuntă, un de-al meu, am stat o oră jumate, am stat acasă, mi-a zis, bă, cu treci printr-o de grea, nu mai ai nici bani, nu mai ai nici ce să muncești, n-ai nicio perspectivă, nimic, nimic, nimic. Da, ești acasă, în patul ăsta să ai dormit 30 de ani, o să treci peste. Și m-am trezit dimineața cu Tintus, foarte, foarte puternic, care n-a mai trecut 5 Azi ani. Deci are de zi, legătură cu punctul în care te aflai? Da. Ai somatizat, da, de da, fapt? atât de puternic. Eu eu le spun că am ajutat foarte mulți clienți până acum, vreo șapte mii, aproape patru mii de copii, vreo trei mii de adulți cu diverse disfuncții sau unii doar să le augmentăm performanțele. Și uh, clienților care vin cu tinnitus sau noi le spun că tinnitus, din punctul de vedere, este un, un semnal, un senzor de fum că ți-a casa foc. Dar nu te duci să distrugi senzorul de fum, stingi incendiu. Asta e, de, asta e secretul. Okay. Stingi incendiu, senzorul de fum își face treaba și nu mai piuie. Ok. și noi asta facem uh, la noi la centru de cercetare avem unul pentru adulți și unul pentru copii deci tu ai avut un senzor care ți-a zis că ai ceva de făcut în viață că ceva este complet -a, a fost felul în care cred. universul da? ți-a țiuit în cap că treaba ta nu e nici managementul, nu e nici vânzarea de obiecte de artă, nu e nimic din ceea ce făceai până în exact. acel moment la foc. a trebuit să ți uie ceva în capul tău ca să treci prin cel mai negru moment din viața ta și ai schimbat perspectiva total. Ca să mă reconstruiesc. Să The Dark Knight of the Soul. De unde te-ai apucat? Că pe urmă vorbim și despre ce faci tu, că este fantastic ce faci, Ui. dar în momentul în care ți-ai dat seama că n-ai nimic de pierdut, că aia e, mai, mai jos de atât. Atunci s-au deschis cerurile, cum se spune, și am văzut că, de fapt, tot cea, majoritatea lucrurilor care mi se spuseseră până atunci erau minciuni. Mie mi se pare că, știi, eu, eu vorbesc foarte tare în metafore, trebuie să te cazi pe spate ca să vezi că se deschide cerul, exact. că dacă exact. nu stai cu capul jos și vezi numai pământul și gropile. Exact, noi la Machidon avem o vorbă, sunt niște adarticumăți, adică făte bucăți, m-am făcut m-am spart în o mie de bucăți și după aia puțin câte puțin m-am reconstruit dar altfel, adică pentru menirea mea. Iar japonezii spun că dacă lipești cu, cu aur, va fi și mai prețios exact. vasul spart. Și aurul cu care am lipit eu a fost de fapt ajutorul pe care l-am acordat oamenilor, că după ce m-am ajutat deci pe mine. ție eu ia în cap alarma tot timpul și noaptea mă trezea Bun. din somn adică era Erai disperat? Da. Munceai ceva? Nu. Aveai viață personală? Nu. Ieșeai din casă? Nu. nu. Ce s-a întâmplat? Până cât de jos te-ai dus? Păi, m-am dus atât uh cel mai jos punct din punctul meu de vedere, a fost când am zis, uh, gata, s-a terminat. Via, atunci, nu mai vreau să trăiesc. Da, și atunci am avut... Uh, o tentativă. Exact, care n-a fost de succes, că altfel nu eram mai și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Și atunci, după ce m-am uh, întors de la spital, uh, mi-am zis, că dacă toți sunt aici, hai să vedem ce facem. Adică, na, e clar un semn, hai să mergem uh, înainte. Și e o chestie foarte interesantă. Dacă mă uit acum în retrospectivă, niciodată nu m-am gândit dacă e bine ceea ce fac. Ai făcut. Că... Am făcut direct. Auziam... Asta pentru că nu mai aveai nimic de pierdut, Costi? Um, e foarte interesantă întrebarea. Păi, ceva ce puteam să pierd... Pe... Mă pierdusem adică... deja, adică eu mă căutam pe mine, de fapt. Eu tu nu ai eram și mie. la viață? La tot. Și atunci, în momentul în care ajungem în punctul respectiv nu mai există bine sau rău, există că trebuie să faci ceva sau este recomandat, că nu trebuie nimic în viață, este recomandat să faci ceva ca să dai o semnificație a ceea ce pentru că, scuze, mai, mai nasol decât o suferință, Acută este suferința care nu are o semnificație. Lipsa de ca, sens. Exact, o suferință care nu te învață nimic, o suferință care nu te elevează. Atâta atât timp cât ai acolo. motive să te ridici din pat, să te îmbraci și să faci pasul de dincolo de ușă, indiferent ce te doare, ai un scop. Ca să-ți -am să să răspund la o întrebare și mai uh, punctual, a fost un moment în care literalmente eu nu mai înțelegeam nici noapte, nici zi adică o, o, o lasem lasă rău de tot pe câmpii, dacă mă internau la nu mai ieșeam de acolo și uh, m-am uitat, mă uitam în oglindă și nu mă recunoșteam, adică nu, nu mai eram eu, nu, nu înțelegeam și uh, am studiat, am făcut foarte, foarte multă terapie, am făcut am tot ce am fost și pe la Bert Hellinger Institute, am învățat să fac constelații am făcut Cine te-a ajutat? Uh, soția mea, ea a fost singura care a fost alături de mine și n-a fost ușor pentru ea um, ți Vorbeați împreună despre da, situația da, da. în care vă aflați? Încă, da, țin minte că, uite, eu nu puteam să merg cu piciorul drept, pentru că un medic, Dumnezeu să-i dea sănătate până acum, că o mi-a spus că am cancer și că o să mor în trei săptămâni. <laughs> și țin minte că din cauza, a fost printre primele investigații, chiar după ce a fost tinitus, și printre... mi-a spus că o să mor și să te-am am și frumos m-am dus pe o acolo în fața spitalului și din cauza fricii foarte puternice mi s-a contractat foarte puternic musculatura spatului și n-am mai trecut. Adică cu tot, cu cum se numesc ale, cu infiltrații, cu... și nu trecea. Și vreo trei ani jumate n-am putut să merg cu piciorul drept, îl tream după mine. E... Și atunci mi-am dat seama că este foarte important, știi că se spune că la început a fost cuvântul și cuvântul la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. E foarte important cum folosim cuvintele. N-ar fi stricat nimic omului respectiv, omului, medicului respectiv, să-mi spună, băi, treci într-o perioadă grea, dar există soluții, poți să te duci să meditezi, să te roci, adică nu e atât, nu Până n-ai epuizat exact 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 tot ce poți să faci, corect. nu spune că pui armele jos. Exact. Și tu te-ai apucat, ai făcut psihologie? Am făcut și de psihologie. Deci tu -am... ai dus Fix cum le. Eu fac parte din această categorie și de aia nu mă tem să te invit, pentru că eu am încercat de la Reiki la Baun, la uh, parapsihologie, la psihologie, la uh, iridoterapie, la tot ce poate A, să mă facă să eu. înțeleg mai mult despre viață și despre scopul și sensul meu, eu am încercat să le fac pe toate. După ce le-ai epuizat pe astea, de unde ai apucat? Păi am ajuns la MIT în Boston și acolo am avut așa o am fost întâi la Berhellinger în 2016, după aia în 2016 la MIT. Te-a învățat cineva, iartă-mă, să faci asta sau te-ai dus pe ce ai simțit tu că trebuie? M-am dus pe ce trebuia și am văzut semnele. Unele nu au fost tocmai corecte, dar asta cu Berhellinger, chiar a fost foarte, mi-a plăcut foarte mult experiența. Și după aia am învățat să fac constelația, adică gândirea sistemică, să o folosesc. După aia am fost la MIT în Boston, unde a fost așa o chestie absolut uluitoare. Am dat peste niște, trebuia să stau câteva zile, dar am stat mult mai mult. Și... Um, am dat peste o lume absolut uluitoare. Era, veneam din uh, evo-mediu, basically, adică hai să te punem pe aia dreaptă, când am ajuns acolo mă uitam la oamenii și eram singur este european, într-un curs am vândut foarte multe chestii ce mai aveam eu și ca să ajung acolo, și a fost o experiență absolut uitoare în care oamenii vorbeau de neuroplasticitate de conectivitatea creierului de cum putem să schimbăm rețele neuronale și mă uitam la ei și eram Băi, ce vorbesc ăștia, adică mie îmi spun acolo în România că nu se poate face nimic și că more trebuie să mă îngrop și asta a fost să-mi iau loc de veci cu Ilin de Rigoare și aici mi se spune că mamă, poți să faci ce vrei tu Băi, ok, cred că au dreptate oamenii ăștia că am cea bună universitate pe zona asta de tehnologie de inginerie din lume și acolo i-am impresionat cu niște teorii ale mele. Nu eram deloc ok atunci în mi și vreau să meritez două ore pe zi, o oră din o oră seara, ca să fiu cred că normal. Însă am combinat, și aici e secretul de fapt, am combinat gândirea sistemică cu applied neuroscience, cu neuroștiințele aplicate și mi-am format propria mea teorie și metodă. Apoi am venit în România, am dezvoltat se numea atunci neuroperformance Enhancement Center, dar era numele prea lung și oamenii știau să o spună. Și okay. într-o seară când meditam foarte puternic, mi-a venit în channeling Mi-a venit o imagine cu cuvântul heruvis, care înseamnă heruvim. Și am zis, ok, uite o idee să schimb numele, dar după aia, când mă pregăteam să-l schimb, să vorbesc cu ăștia de la mine din echipă, după câteva zile, îmi vine cifra, într o la fel meditam și mi-a venit cifra 5 și romantică. Și cifra 5 în romantică este V. Și atunci H este M și adică cei 5 heruvim. Și atunci am schimbat tot, am schimbat, am mers pe această linie și un nume foarte, foarte puternic care înglobează foarte multă energie. Și acolo, de fapt, sunt niște laboratoare da. în care și copiii și adulții pot să, îmi place cum spui tu, așezi creierul cu sufletul. Da, ți-am arătat, am, am avem și un tablou, mi l-a făcut cadou uh, o clientă pe care am scăpat-o de migrene foarte severe, care mi-a spus, bă, domnule, știu ce faci tu aici, tu aici aranjezi neuronii cu sufletul. Și mi-a făcut cadou un tablou, este și pictorizat o directoare foarte puternică din România unei corporații și este fac, pic, și pictează în timpul meu, și mi-a pictat un tablou. Și laboratoarele astea de care spui tu sunt niște spații absolut uluitoare. După câți ani de la momentul acela în care ai renunțat, ai fi vrut să nu mai trăiești pentru că nu mai aveai pentru ce, uh, ai reușit să îți găsești calea? Cinci ani. Cinci ani mi-a luat. Cinci ani de căutări. Cinci ani de căutări, de um, răspunsuri, de întrebări. Și ăsta e de fapt cel mai mare plus, cea mai mare achiziție, în afară de faptul că am scăpat de tine și că acum, uite, l-am antropomorfizat, se numește, l-am făcut prietenul meu. Mă mai doare, mă mai e când sunt răcit sau când nu am grijă de mine. Și atunci vine și îmi spune bă, n-ai grijă de tine. Și vorbesc cu el. Sirena. Da, și e foarte, l am antropomorfizat, într-o noapte am avut un vis foarte, foarte puternic, aproape vis lucid, în care tinitul s-a transformat în, într-un cowboy cu pălărie, cu tot, dar numai că nu avea față, era, știi, ca în daft punk, cu niște fâșii de lumină, așa, de energie care treceau și atunci când vine și vorbește cu mine acum, în meditație, când meditez, e, așa vine și este o experiență absolut uluitoare și asta îi învăț pe clienții mei prin da, toate. ți s-a întâmplat să te se uită la tine oamenii și să se gândească că n-ai toate țiglele pe casă? Doamne, simte, e cel mai bun lucru care se poate întâmpla, pentru că în normalitatea înseamnă adaptarea la șabloane socioculturale general acceptate. Eu nu spun spune că sunt normal, ce trebuie să spună. Dacă să spună ce că sunt normale, trebuie să mă afiliez, să mă validez. Eu vreau să mă afiliez și validez cu cei ca mine. Îți okay. un exemplu. Înainte când am început eu să fac chestia asta cu antrenamentele neuronale, eram cam singurul din România, acum sunt foarte mulți și mă bucur mult că rește domeniul ăsta, ideea să facă și cum trebuie. Și să uh, se uită la mine ca la urs ca la nebun, basic. Să e doi... ca și când Costin ar avea un metru 40, da, am el, 2 metri el, și... el arată ca un urs. <laughs> da, ursuleț. Și uh, blând. Și uh, se uitau la mine și spunea, bă, ăsta și le spune... am avut o întâlnire, asta trebuie, n-am spus nici chiar că și așa trebuie să o spun. M-am întâlnit cu o doamnă din industria de marketing. Deci tu ești conștient că acum ne ascultă foarte mulți oameni. Da. Unii care zic, wow, cine e ăsta să caut repede să aflu mai multe și alții care zic, Miral a luat-o pe câmpii ce subiecte se abordează? Da, să fie primit. Eu știu ce facem, suntem validați de cei din Statele Unite, adică chiar o să avem... Suntem, Hai, la fizică aplicată, tot Și m-am întâlnit, chiar venit să mai să revoluționez și am văzut acolo cu echipamente, cu... Uite, bă. Și mă întâlnesc cu o doamnă din industria asta de marketing PR, o și povesteam. Și poți mamă, că o să facem, da, și clipuri, și nu știu ce, și eram super entuziasmat, și vorbeam, și o să, o să, vin de copii și adulți, și să-i fac. Mai s-a ridicat și a plecat. Măi, s-a ridicat și eu vorbeam și bine, vorbeam cal, bine, era arătat mult mai bine ca acum aveam, 120 de kg, aveam vreo aba, 98 de kg, eram ok, nu. Măi, s-a ridicat, adică o persoană care poate să vorbești și eram acolo super entuziasmat că venisem de, pe, de la MIT și vădusem și o să facem chestii, o să construiesc și o să... Ceea ce s-a și întâmplat, s-a ridicat și a plecat. Și a plecat cafea și a plecat. Și eu vorbit să începem să promovăm, să facem chestii. Și am spus, da, ce se întâmplă? Adică, n-am scăpat de entuziasmul ăsta. Și la fel, de oriunde mă duc, sunt foarte entuziasmat pentru că am văzut ce se poate întâmpla și am văzut câte vieți am schimbat și am văzut ce vom face în continuare și că se doar începutul. Și eu n-am nici fel de problemă cu oamenii să mă vadă fix așa cum sunt eu, entuziasmat, face chestii, schimbă, nu-l interesează. Adică mai mai mult decât să te pierzi pe tine, ai ce să pierzi. Eu am fost acolo Eu și... Eu îți mărturisesc că uh, în, în viața mea profesională există o persoană care în momentul ăsta este unul dintre capitanii uh, firmei și un consultant uh, foarte important pentru mine mm. și uh, uh, după ce m-am întâlnit cu tine, i-am spus, uh, vreau să știi neapărat că am fost într-un loc și uh, vreau să afli mai multe despre asta. Știu care doi copii... Uh, cu probleme și mi-a zis a, da, noi venim o dată pe lună de 2 ani la București pentru uh, uh, întâlniri la uh, uh, Veruvis și mi s-a părut uh, mi s-a foarte uh, tare că oamenii care au nevoie de tine te știu Da, avem uh, spațiile pe care le-am creat și le a adus la copii, sunt Absolut senzaționale. Uite, la copii avem girafa aceea, a adus o operă de artă specială de la Marc Antonio. Am investit foarte mult pentru că și le adus la copii... Vin la e... tine oameni care au... Ce probleme? Păi, la copii avem foarte mulți copii care vin cu autista de HD și aici este un mic... Vorbim imediat despre fiecare detaliu. Le, le luăm pe rând. Okay. Că tu ai niște păreri foarte personale legate de aceste diagnostice și de felul în care uh, ne speriem când aflăm că avem un copil cu probleme, și nu vreau să trecem ușor peste okay. asta. Că ne ascultă foarte mulți oameni da. care au nevoie să afle de la tine și o altă perspectivă. Da. Că de aia se numește emisiunea asta: Schimbă perspectiva, nu pentru că eu am dreptate sau tu ai dreptate, ci pentru că tu vii. Și vezi lucrurile din altă direcție. Vin părinți care au copii cu ADHD și autism, din spectru autism. Cine mai vine la tine? La copii mai sunt copii tipici, pe care familia aduc ca să și crească performanța intelectuală, de gestiunea emoțiilor, sportivă. Noi lucrăm și cu COSR, Comitetul Olimpic Sportiv Român, bine asta la adulți. La copii avem foarte multe familii care și-aduc copii pentru a le da un, o spunem pe aia dreaptă, un avantaj competitiv în relația cu ei. Adică, în momentul în care un copil învață să gestioneze mai bine emoțiile, să aibă, și aici e foarte important acest concept, reprezentarea contextului. Este unul din cele mai importante concepte care pot fi dezvoltate, aprofundate. Reprezentarea contextului înseamnă capacitatea creierului de a putea înțelege ce strategie să adopte în contextul respectiv. În momentul în care poți să faci asta, poți să faci chestii absolut uitoare. Adică, creierul are cinci viteze, ca la mașină. Ne întoarcem imediat. Pentru că trebuie să luăm o pauză okay. și să nu uităm să vorbim despre aceste cinci viteze. Dragi ascultători, astăzi, la Schimbă Perspectiva, la Europa FM este Costin Dămoșaru. Ne întoarcem după pauză să vorbim cu omul care spune că viața începe cu adevărat după 35 de ani. O să aflăm de la el de ce frica este foarte sănătoasă în viața noastră și nu trebuie să ne temem de ea. Și o să aflăm de la el care este diferența dintre creier și minte și câtă importanță are inima în toată povestea asta. Este un om special care își asumă ceea ce simte și crede și care, din experiența lui personală, a făcut o misiune în viață și, așa cum spun eu de foarte multe ori, transformă un lucru negativ în ceva care să schimbe viețile celorlalți și o să-ți fie mult mai ușor să treci peste asta. Ne întoarcem imediat. Schimbă perspectiva Am revenit la schimbă perspectiva, asumire la retegan Și în fața mea am un om absolut uluitor La care dacă prindeți așa câte o pauză Să știți că uh, încerc să descifrez ceea ce spune Pentru că uh, Costin Damoșaru are un fel de a vedea uh, viața absolut uh, original Te-am întrerupt înainte de pauză, Costin Și vorbeai despre cele cinci viteze Ale creierului Să avem delta, teta, alfabeta și gamma. Reprezentarea contextului, ce o spuneam mai devreme, este capacitatea creierului de a putea să folosească vitezele în funcție de context. să dau un exemplu. E ca și cum ești pe autostradă și mergi cu 50 la oră. E nervez pe ceilalți. Acolo poți să mergi cu deci 130 maxim. Poți să mergi cu 130 fără nicio problemă. E ca și cum. Și ești ești context înseamnă asta? Da, exact. Asta aici, aici, acum? Exact, reprezentarea contextului. Să, să, ăsta este să exact. vezi unde ești. Exact, și să iei decizii. Să înțelegi care sunt mijloacele pe care trebuie să le folosești da, în momentul ăla. Da. Știi ce e asta? Și ce e dragostea de sine? Că le spun, dragostea de sine se vede pe delta 1-4 Hz. Dragostea de sine nu înseamnă că mă iau în brațe și mă pup toată ziua, nu. Ci înseamnă, unul reprezentarea contextului, și doi, capacitatea creierului de a dezvolta strategii de gestiune ale contextului pe termen mediu și lung. Adică să fie bine și mâine, nu doar azi. Asta e dragostea de sine. Dragostea de sine înseamnă, și că ce vorbeam noi mai devreme, să nu sacrifici viitorul pentru plăcerile de acum. Adică să-mi asum consecințele actelor mele și să fac în așa fel încât actele din acest moment să mi aducă niște consecințe pozitive în viitor, beneficii pozitive în viitor. Adică să încep și să construim. Tu înveți pe copii să facă asta? Da, noi învățăm mult mai Stă mult. Fabulos. Noi învățăm pe copii cum anume să și controleze superputerilor, pentru că să nu uităm, creierul este superputerea ta, asta este convingerea mea și este mantra noastră. La Verubis și Verubis Kids. Superputerea ta este dată de capacitatea de a gestiona cele peste 86 de miliarde de km de rugare, entități, neuroni din creierul tău care fac peste 60 de trilioane de conexiuni. Ăia suntem noi. Deci superputerea să... ta este creierul. Da. Și inima ce e? Inima este, din punctul meu de vedere, un partener, un, ca la Yin și Yang, știi? Avem zona de Creierul captează informația din exterior, o procesează, iar inima îi dă un sens. Pentru că fără, nu merge una fără cealaltă. Dacă folosești doar creierul, fără să ai inimă, atunci totul se pare cinic, totul se pare uh, metodic, procedural, ceea ce nu este o okay de contextele. E ok la muncă, dar acasă nu e ok să faci asta. Însă, pe de altă parte, dacă folosești doar inima, fără să-ți folosești cu de are și creierul atunci vei avea niște probleme, cum am avut eu, spre exemplu, cu compania mea, în care am dat numai inimă, fără creier și la un moment dat mi-am luat-o, pentru că am fost o de prost. Și înțeleg asta. Dar inima și creierul, coerența dintre inimă și creier, este sunt de fapt două... Uite, e un concept, sunt niște gestalt, adică suma părților nu este suma aritmetică. Așa este și cu inima și cu creierul, e un gestalt. Sunt două, forme geometrice imperfecte, dar care sunt perfecte una pentru alta. Și atunci când se unesc, creează o structură perfectă. Noi asta facem, te ajutăm pe tine să poți să... Deci mi se ridică, părul pe mâini când spun chestia pentru că o simt cu adevărat. Noi te ajutăm pe tine să poți să colectezi informația, să o procesezi, să-i dai un sens. Ăsta e de fapt secretul. Ce e creierul de fapt, Mirela? Creierul este am o să fiu cinic, o masă de grăsime de vreo 1,8 kg plus sau minus, într-un acvariu cu lumina stinsă. Uite, în cabala, omul este perceput ca fiind într-o cutie și prin cinci găuri intră lumina. Cel cinci simțuri. Îți mai spun ceva. Multă lumea nu se gândește. Eu m-am gândit când eram în iad, m-am gândit, văd ce fac eu aici? Ce...? Uite, eu mă uit la tine, da? Și eu te văd pe tine, de fapt, cu ochii care sunt senzori. Eu te văd cu ce fac, mai sus ce fac, occipitalul. Eu te văd pe tine și în orice carte de clasa a șaptea scrie chestia asta, la biologie cu capul în jos și mai mică și occipitalul spune stă mă că Mirela nu trebuie să fie cu capul în jos Mirela trebuie să fie cu capul în sus și să fie mai mare și occipitalul ce face? Schimbă imaginea adică o întoarce și o mărește și atunci face sens de fapt și mai profund decât de vine inima și spune stai ok, cine este Mirela? Care este contextul în care te afli? Ce anume trebuie să simți aici? Cum anume? Și apoi de aia de exemplu oamenii când fac proiecte împreună și construiesc nu folosesc numai creierul. Parteneriatele pe termen mediu și lung, fie că e căsătorie, fie că e business, fie că e prietenie, ce vrei tu, implică și creierul și inima. Cum am spus, figura aceea geometrică perfectă, că dacă e creierul singular, e imperfect, dacă e inima singular, este imperfectă, dar ele împreună creează o figură geometrică perfectă. Și viața începe după 35 de ani? Viața poate să înceapă și la 75 de ani. Avem clienți care vin, Doamne Sfinte, senior la 84 de ani, cu o putere fantastică și noi ajutăm să-și reîntinerească creierul. Uite, noi doi suntem doi oameni care la 33 de ani am avut niște zguduiri scuduieli foarte puternice. Eu la 33 de ani am renunțat la tot ce aveam la Satu Mare și m-am mutat în București și am luat de la zero complet viața și abia la 36 am început să creez urli și să încep o, 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 o creștere Revolucia. fabuloasă, personală, în primul rând, și pe urmă, socială. Ție -ți s-a întâmplat același lucru după 30 de ani. Există pentru foarte mulți oameni această presiune, dacă n-ai făcut nimic până la 30 de ani, înseamnă că n-ai nimic de spus în lumea asta. Este um, indusă și impusă și îmi permis să spun asta. Eu mi-am câștigat dreptul să spun ce vreau eu. Cum ți-ai câștigat tot... dreptul ăsta? Poftim? Cum ai câștigat acest drept? Pentru că nu datorezi nimic numai noi. Absolut nimic. Cui datorez? Mie îmi datorez. Și uh, mie și bine și Dumnezeu care este în mine. Eu cred foarte mult în Dumnezeu și cred că noi tot ceea ce facem vine de la Dumnezeu și noi ne facem vrednici ca Dumnezeu să lucreze prin noi. Este pur și simplu părerea mea. Avem și mesajele științifice pentru cei care nu cred în Dumnezeu. Fie, Eu sunt convins că fiecare crede în ceva. Chiar și cei care nu cred în nimic tot cred în ceva. Noi ne asemănăm foarte tare pentru că eu foarte devreme m-am raportat gândindu-mă la ce va spune Dumnezeu despre această acțiune a mea. Și atunci sunt foarte atentă la cum vreau să... Arate lucrurile din viața mea, dar din această perspectivă, nu Hai... la ce vor spune oamenii, nu la ce vor spune părinții mei. Hai să spun ceva ieri am fost la o emisiune la TV la o emisiune juridică și mi a pus o întrebare, au vrut să mă pună, să mă închidă dar na, destul de puține persoane reușesc să facă chestia asta. Um m mă întâlnez doar pe să și vă nu merge minte. Și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Acum chiar merge. Și m au întrebat de ce uh, oamenii, uite că vezi că venit, despre legi și moise și de ce au venit legile, că monopolul violenței, vă. Și spune, am adresat o întrebare a realizatorului emisiunii, păi fii atent, dacă nu e bine să ucizi, de ce creierul n-a creat uh, sisteme în care să nu mai ucidem? Și am să foarte bună întrebare. Hai să vă spun în frontă, cine spune că nu e bine să ucizi? Păi este în porunca, a câta poruncă din poruncile pe care le-a Ok, luăm așa, da? Spune și mie, te rog frumos, ce mesaj îi transmitem noi de 2000 de ani creierului uman? Că nu e bine să ucizi, dar e bine să-l ucizi pe -la. Nu e bine să ucizi că e împotriva lui Dumnezeu, că e porunca lui, dar e bine să-l ucizi pe pentru că vine și te cotropește. Nu e bine să ucizi, dar e bine să ucizi copii de patru ani și femei nu știu că nu sunt ca tine. Și atunci creierul de mii de ani primește această disonanță cognitivă. Și adică. Disonanța cognitivă înseamnă un război între două idei, care distruge creierul. Perfect, rămânem aici ca să-mi spui cât de tare ne influențează ceea ce auzim în fiecare zi, știrile negative, toată, tot stresul din jurul nostru. E, e o condiționare, o formă de condiționare. Ce face creierul în această situație? Obiectivul creierului, Mirela, este să nu mori. Ăsta este primary objective, obiectivul principal era spun o prostie, dacă creierului nu-i pasă, creierul nu -i pasă dacă tu ești depresivă, anxioasă, îndrăgostită, nu. Creierului îi pasă ca Mirela să nu moară. Asta este primul obiectiv. Și în momentul în care intervine un eveniment traumatic, fie când ești în burta mamei, fie după, creierul face tot ce poate ca Mirela să nu moară. Activează o rețea, dezactivează altele, astfel încât la sfârșitul zilei Mirela să nu moară, cu costurile aferente. Problema apare când se termină acel eveniment, că toate se termină. Problema e că nimeni nu-i spune creierului că s-a terminat și rămâne acolo, iar creierul tău. luptă în continuare. Se transformă dintr-un protector într-un fel de gardian, timnicer de închisoare care nu-ți dă voie să evoluezi. Noi okay. ce facem? Te ajutăm pe tine să negociezi cu gardianul. Să spui bă, lasă-mă într-o cameră și mai mare și mai mare și mai mare până când sunt liber. Ce înseamnă liber? Să dormi cum trebuie? să okay. mă odihnesc cum trebuie, să iau decizii corecte, să mă iubesc pe mine, adică să iau deciziile corecte pentru termen și lung, să pot să-mi protejez familia, să pot foarte important să am semnificație în ceea ce fac și foarte, foarte, foarte important să accesez resursele interioare ca să mă autovindec. Pentru că newsflash, nimeni nu vindecă pe lumea doar Dumnezeu vindecă. Ce fac? Fie că toată lumea, profesioniștii, sau noi sau oricine, ajutăm oamenii să acceseze resursele interioare ca să se vindece. Doar antibioticele se duc și distrug. Acolo, în rest, nu există soluții în care cineva să vină cu forța să te ajute pe tine. Chiar și operațiile, de când te operează și tu crezi că nu o să reușești. Tu ești primul care contribuie la vindecarea exact, ta. Prin exact. Tine, exact. Prin credința, pentru, da. Exact. De ce? Pentru că atunci transmiți un semnal creierului. Și fii atent. Noi ce facem, de fapt? Te ajutăm pe tine să scriu un manual de instrucțiuni pentru creierul tău, pe limbajul creierului tău. Că Măi, Costin, dar lasă-mă, iar îmi dai de lucru. Deci mă pui să-mi scriu, eu să-mi scriu. Dar eu vreau să vin la tine, doctorul, da? și să-mi rezolv toate problemele. Vin la tine și zic mă doare capul, mă doare burtica, am stare anxioasă și am atacuri de panică. Rezolvăm. Eu abordare un greșită din punct de Păi așa de vedere. vor toți oamenii, să duc la doctor Știi de ce vor asta? și să duc la terapeut și să duc și încearcă tot ce pot să facă alții. Ai, ai subliniat foarte bine. Știi de ce faci asta? Hai să nu, spun. de ce? Creierul te autosabotează. de ce? Am Obiectiv... a lui de creier. Obiectivul creierului este țin așa cum ești. Creierul nu vrea să consume mai multă energie decât trebuie. Păi de Iar ce? O pentru că el are două pedale de accelerație, supraviețuire și evoluție. Și întotdeauna, dacă ar fi să aleg între evoluție, supraviețuire, va și supraviețuire, cu obiectivul lui Primary este țină în viață. Și atunci, uite, tot timpul dau exemplu ăsta cu rezoluție de anul nou, că tot este la mod da. acum. Rezoluția nou. Costin vrea să slăbească și vrea să ducă la sală. Și Așa. spune, băi, îmi fac rezoluția de anul nou, sunt frumos. Și rezol... cine, cine îmi face rezoluția în capul meu? Și atunci, hai să comparația pe care o dau ca un uite, departament, o, ca o corporație, da? da. Și tu te duci frumos, spui, băi, vreau să slăbesc. Ok, deci ce am că trebuie să spun la sală, îmi fac planul, mă duc, mi-am făcut și abonament, am și plătit mii de lei ca să mă duc, să fiu sigur că mă duc. Da, asta cine spune? Inima? Nu, ăsta e creierul. Creierul. Bun. Și te duci frumos și spui. Și te duci frumos la... Nu, inima imediat vine și ea în, în, ecuație. Și te duci frumos, uite, ne imaginăm că avem departamente. Și la departament de energie. Bună ziua, bună ziua, sunt Costin, vreau și vă rog frumos un increase, o creștere de 15% a energiei. Pentru că o să vreau să mă la sală, mă redineața. Și creierul spune, ok, bună ziua, vă rog frumos să faceți dosarul cu șină, vă rog. Astea sunt documentele, vă rog să veniți. Te a doua zi. Spune, păi, stai puțin, lipsește buletinul, trebuie copia. De ce? Te testează, pentru că obiectivul este să nu-ți dea energia. El nu vrea să-ți dea energia. De ce? Pentru că este obiectivul lui să țină energia, să o stocheze pentru eventualitatea în care va fi un de eveniment. Deci e un fel de comunist? Poftim? E un fel de comunist care ține resursele acolo și îmi dă uh, curent două ore seara? nu are nicio legătură cu ideologia. Este mai mult... Glumesc, un... dar e aceeași chestie. Știi că pe vremea comuniștilor noi aveam energie, aveam resurse, dar ni se dădeau doar anumite porții ca să ne țină în starea aia de supraviețuire. Ok, da, uite, o perspectivă interesantă. Căi, Poți fiți... să spui și asta? Nu ne a omorât comunismul. Și nu de foame, și nu de fric, ci pe... ne-au dat doar cât să supraviețuim, nu ne-au lăsat să evoluăm. Și ne-a animalizat. Asta este de fapt. Și atunci tu ai niște... De asta s-a întâmplat și s-a întâmplat după 90, dar altă discuție. Și atunci, câte ce revenim la avem ăsta, dar e foarte tare perspectivă, de mă bucur foarte mult că sunt aici. Eu, Se Eu... numește schimbă perspectiva. Exact. Și... Spui, bai, vreau. Și 21 de zile te testează creierul, mai mult decât atât. 21. Trebuie, 21 deci eu mă să... tot duc să cer curent să cer de energie. Și așa. creierul te testează, vă că, într-adevăr meriți, you're worthy, dacă într-adevăr ești demn să-ți dea vrednic, să-ți dea energia, că are stocat acolo. Și ce face? Mai mult decât îți trimite și niște mesageri, băieți și fete, care îți spun povești. ce -ți trebuie ție, sală? Mă? Te trăiești la șase dimineața? Până la nu, Maria, dacă vrea să te iubească, te iubește așa cum ești și cu burtă și cu alea. Hai mă, pe bune! că lasă o nu se poate. După aia, măi, dar chiar așa, adică te duci tu, în timp, ăsta să puteți să stai în pat. Aia Elena! dimineața, spune creu, stai mă acolo prostul, e cald, e bine, ce -ți trebuie ți să te duci pe frig, pe Bun, întuneric? trec cele 21 de zile, că nu avem atunci, foarte mult decide. timp. Și creierul decide, ok, dăm asta energie. Și atunci e, e un comportament, un habit, o, o, atitudine care se repetă. Și atunci energia respectivă este alocată și va fi acolo. Și, va fi... Și eu dacă vin la tine și îmi pui căscuța aia pe cap, nu mai trebuie să parcurg cele 21 de zile? Mai mult decât atât, noi te putem ajuta și am făcut asta cu foarte, așa. foarte mulți clienți să înțelegi, de fapt, cum anume să te duci direct la departamentul de energie și să spargi ușa. Să le spui, bă, am nevoie de energie asta pentru că voi, nu spuneți voi mie, e a mea firmă. Adică, cum să vin eu, CEO-ul da, companiei, exact. proprietarul companiei, fondatorul companiei, să mă rog de deținerea energie. Nu, ți-am spus să-mi dai, punct. De ce? Ca și vreau eu. Și o, atunci știu, intervine... Mă la sală. Eu, eu știi ce am reținut din discuția noastră? Că eu dacă vreau să mă duc la sală, eu pot să mă duc la sală. Da. Nu mai trebuie să stai 21 de zile să faci comportamentul. trebuie să acolo de și să fii disciplinat. Mi ai zis ceva și nu vreau să trecem peste Ia și zi. trece timpul foarte repede. Uh, înainte, înainte să... Te, că cu tine nu termin, mai am nevoie de o oră de emisiune dar ne mai vedem pentru că mi se pare mult prea interesant. Vreau să le spun oamenilor că pe 17 uh, februarie este ziua internațională a copilului bolnav de cancer și este ziua cititului, ziua cărții. Și noi avem o campanie care se numește Mesaje de iubire pentru copiii cu branule. Eu mă duc și livrez fericire personal în cele nouă secții de oncopediatrie și le dăm copiilor o felie de uh, bucurie până la urmă asta e meseria mea și asta știu să fac. Iar pe 17 februarie în mai multe orașe din România, în paralel, organizăm niște pe 15 februarie organizăm niște evenimente punctuale în care îi aștept pe oameni în Iași, în Timișoara, în Brașov, în București să vină și să scrie mesaje de iubire pentru copiii cu branule toate mesajele astea le transformăm în 2 euro fiecare mesaj, atât cât e SMS-ul 845 cu textul acasă și le punem într-o carte și cei 5.000 de copii din România care uh, sunt uh, diagnosticați vor primi această carte cu povestea mesajelor de iubire pentru copiii cu branul. Am vrut neapărat să, să le spun oamenilor asta ca să știe că pe fundația zurli.ro găsesc toate detaliile și mă întorc la tine să-mi spui ce se întâmplă în capul unei femei atunci când între 30 și 40 de ani ea pune armele jos și se oprește din a se mai iubi, din a mai vrea să facă mai mult, se resemnează, proiectează fericirea ei în copii și cam acolo s-a terminat distracția. O să dau un răspuns pe care probabil nu l-ai mai, mai auzit până acum. Am avut... Am fost invitat la un eveniment pentru mămici și mi-am avut o idee pe care apoi am validat-o cu din Statele Unite și sună în felul următor. Când femeia este însărcinată, se întâmplă o chestie absolut uluitoare. Am studiat foarte mult fenomenul. Creierul mamei se conectează cu creierul copilului. Ea nu vede copilul. Ea își folosește cortexul prefrontal, unde este imaginația, să-și imagineze copilul, că îl vede, dar nu-l vede. Adică îl vede cu ochii minții, că îl simte, dar nu-l vede fizic. Și atunci se creează o conexiune absolut uluitoare între două creiere. Se numește brainwave entrainment, sincronizare neuronală. E ca și cum o rețea Wi-Fi te-ai te conectat la rețea Wi-Fi. După ce se naște copilul, rămâne nevoia creierului mame de a se conecta cu un creier. Numai că nu mai e nimeni, a plecat, a ieșit copilul. Și atunci ce face creierul? Creierul spune, ok, pe dacă n-am cu cine să mă conectez, mă conectez cu mine. Și ăsta este un semnal că trebuie să iasă la suprafață informații traumatice din trecut care trebuie să fie asimilate ca să evoluezi. Însă, majoritatea îi spun depresie postpartum. Bine, lăsăm parte partea hormonală. Pur și simplu, din punct de vedere neuronal, teoria asta spune în următor. După ce se naște copilul, creierul femeii vrea neapărat al mamei, vrea neapărat să se conecteze cu alt creier, dar ne găsind în jur, că doar cu copii se putea conecta, se conectează cu al și atunci este la suprafață foarte și multe emoții. Exact. Și atunci ce se întâmplă între 30 și 40 de ani, creierul respectiv este în căutare. Este în căutare de sens, este în căutare de semnificație, este în căutare de un nou drum. Pentru că, și aici e o problemă cu civilizația noastră, rolul mamei. Ai născut, s-a terminat poveste. Asta a fost. Ești văzut doar ca mamă, ca nimic altceva. Și e o problemă de fapt că femeile respective au foarte mult de dat. Însă, din păcate, și aici trebuie să lucrăm ca și comunitate, să le acordăm femeilor respective contexte, instanțe în care să dovedească cât de puternice sunt, cât de valoroase sunt și cât plus de valoare se poate aduce. Ele atunci se retrag. Pentru că și în jur, prietenele, soacrele, toate astea, le spun, ai fată, ai născut, asta a fost. Cu toate că atunci începe viața, de fapt cum a la, mine la 33, la tine la 33, atunci începe viața cu adevărat și încep să explorezi alte contexte. Însă, avem zona asta de patriarhat și aici trebuie să spun ceva neapărat. Creierul femeilor este mai puternic decât creierul bărbaților. E dovedit. De ce? Corpus scalos nu cu de legamente care leagă cele două emisfere, e mai gros la femei decât la bărbați. Așa e, e, evolutiv. De ce? Creierul bărbaților este setat pentru reacție. De exemplu, tu te duci acasă și povestești, sau să zicem acasă, și povestești soțul sau prietenului, bă, la muncă și șeful s-a luat de mine. Bărbatul vrea neapărat să ducă să-i rupă capul ăla. De ce? Că vrea să reacționeze. Așa e creierul bărbatului, pe reacție. Să se lupte. Asta a fost zeci de mii, sute de mii de ani a fost evoluția din creierului bărbătesc. Să reacționeze, să vâneze, să aibă reacții rapide. Femeia a avut o altă istorie evolutivă. Ea se poate, din, datorită corpus calosum, adică circulă mai rapid informația în cele două emisfere, Poate să se dea doi pași în spate, să se uite la întregul context, să bagă the full picture, tot tabloul, să ia decizii un pic mai, bine, mult mai avizate. Îți dau un exemplu. Dacă tu îi spui partenerului tău, mă s-a întâmplat ceva, cineva mi-a făcut la gata, băi, mă mușcăm. Dacă îi spune prietenii, spune, beți o cafea, draga mea, ok, hai să vedem ce s-a întâmplat. Dar cum? Și începe să discutați. Nu vă vine mereu să puneți mâna pe arme și să-i să omorâți pe aia. Dar bărbatul așa e. Știi că eu am avut la un moment un conflict cu un domn care mi-a zis dacă erai bărbat te găseam undeva în orașul ăsta și te băteam. <gântuia> Dar așa nu mi-am putut permite. Da, mai sunt ani. Mai sunt... <gântuia> da, mai <gântuia> sunt genul, asta și, astfel, bine da. și dacă sunt. oameni. Bărere. Costin îmi promis că mai vii? Cu mare plăcere și te așteptăm cu drag cum ți-am promis facem la noi harta creierului Dragi ascultători, da. Costin Dămoșaru vrea să vă peze creierul, vrea să vadă ce se ascunde acolo în creierul meu. Da. Ce, ce ai putea să afli? Păi, spre exemplu, cum comunici cu tine, cum dormi, cât de bine te odihnești, cât de multe informație intră și iese din creierul tău. Ai putea să afli și de ce încep să nu mai țin minte o grămadă de da, lucruri? Da, este o, este o, o strategie de adaptare. Și de, de ce nu la... mi-amintesc cu oameni? Da, și putem să te ajutăm să treci peste asta. Serios? Și... Da, da, Și de ce am un blocaj pe limbile străine, de exemplu? Uite, da, eu n-am am... reușit să învăț nicio limbă străină. Am făcut străină. asta. Am făcut. Ah! cu foarte mulți clienți. Deci eu am învățat, vorbeam engleză, vorbeam franceză la 18 ani, că am făcut rusă da. și franceză, după care am uitat toată franceza, și engleză n-am mai reușit să fac conversație niciodată, niciodată, deși fac cursuri de 20 de ani. Sunt rețele neuronale care sunt făcute pentru asta. Nu l-a trimis pe Costin activa. la mine! Foarte important, <laughs> ca să spun, ca să înțeleg și rog, ascultătorii, noi nu, băgăm nimic, de noi nu băgăm nimic în creier, este un proces de învățare accelerat, adică noi recompensăm creierul, nu-l stimulăm, adică nu băgăm curent sau... Nu, nu, deci iată, nu are niciun sens să-mi explici, pentru că eu o să vin, okay. o să fac asta la tine și pe urmă venim aici în studio. Și eu o să te pot întreba din ceea ce am trăit. Ca și acum, îmi spui ce vrei. Interesant, Știi? Dar eu, după ce o să trec prin această experiență, eu vin și te întreb exact și poți să-i ajutăm pe oameni să vadă prin experiența mea, pentru că eu o să te întreb o grămadă de lucruri. de ce o să-mi placă foarte mult că de am invitat, pentru că ție pot să spun direct. Sunt oameni care nu acceptă chiar atât de ușor adevărul și trebuie să i mai pe ocolite. Eu îi întreb cum doriți când mai explic Brian Puric, acum explic echipa mea. Când, cum vreți? Direct sau așa mai făcută? Direct, domnul de Ok, și îmi dau seama după cum vorbesc, că eu mai pe ocolite. Ți eu să-ți spun direct, mă uite, asta e bani, de ce? Ne ajută foarte mult oamenii care au avut experiențe precedente, care au făcut o fel de terapii. Tu știi au... de ce eu vreau direct? că n-am timp. Exact. Asta spun eu și eu. nu am timp să mă iau pe o colită. am treabă. Exact. Și eu la fel să. Ești doar un moment din viața mea. Exact. Și atunci spun, măi, vreau să. Să-mi să înțeleg, și în momentul pe care îl împărtășim acum să-mi fie unul frumos care să poată să aducă plusul de valoare. Sper că a fost frumos acest moment în această dimineață. Mulțumesc foarte mult. A fost o bucurie pentru eu mine. Pentru dragi mine. ascultători, sper că emisiunea de astăzi v-a plăcut. O găsiți pe Spotify, o găsiți și pe YouTube, dacă vreți să o reascultați și o să caut o întrebare pe care o să o adresez. Nu-mi vine nimic în minte acum. Mi-e și frică să folosesc creierul prea mult în prezența acestui domn. O să caut o întrebare relevantă pe care o pun pe mirela.tega acolo unul dintre voi o să câștige astăzi aici acum, cartea mea roz și jocuri de jucat primăvară. Aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți și până duminica viitoare. La revedere. Schimbă perspectiva. Cu Mirela Retegan la Europa FM.